Mulți oameni se simt vinovați pentru că confundă ispita cu păcatul. Iacov 1 este un capitol foarte bun în legătură cu acest subiect. Vă spun lucrul acesta ca să scăpați de propria condamnare. Ispita este diferită de păcat. Și ca să folosim un exemplu medical, un exemplu comun, același exemplu pe care îl folosește Iacov, fiecare femeie are în trupul ei ovule din care pot lua ființă un copilaș. Dar fără concepție nu poate apare un copilaș. Numai când concepția are loc, din acel ovul apare un embrion și apoi un copil. Deci Iacov spune în capitolul 1, versetul 15, pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Altfel nu este păcat. Deci dacă sunt ispitit, înseamnă că este ceva în mine care poate deveni păcat. Precum ovulul unei femei poate deveni un copil, dar fără concepție nu va apare niciun copil. Și pentru ca concepția să aibă loc, trebuie să fie o unire între ceva și ovul. Pentru a se forma copilul. Și în cazul nostru este vorba de unirea cu voința mea. Ispita este acolo, da, se poate ajunge la păcat, dar doar dacă voința mea acceptă ispita. Da, vreau lucrul acela. Și astfel păcătuiesc în mintea mea. Dar dacă ispita vine în mintea mea, este ca la acel ovul. Nu se concepe nimic. Nu vreau ispita, o resping, o dau afară, atunci nu-i păcat. Am auzit de un marinar în Marina Britanică căruia i s-a dat o medalie de grad înalt în unul din războaiele mondiale. Pentru că atunci când a navigat pe lângă o navă germană, aceasta a aruncat o grenadă. Grenada este o bombă la care trebuie să-i tragi siguranța și explodează după, să zicem, 30 de secunde. Și în timpul acesta trebuie să o arunci. Și ea explodează pe nava cealaltă. Deci acel neamț a aruncat grenada. Și acest marinar englez, curajos, a luat grenada și a aruncat-o repede înapoi. A ajuns pe nava germană și a explodat acolo. Și pentru asta i s-a dat o medalie. Deci, dacă diavolul îmi aruncă o grenadă în mintea mea, care poate exploda, eu o arunc înapoi și spun, eu nu vreau. Și atunci sunt ok. Mi-a aruncat o mie, era posibilitatea de explozie, dar am fost destul de deștept ca să o arunc repede înapoi. Dacă m-aș fi uitat la ea și aș fi examinat-o înainte să o arunc înapoi, eram terminat. Trebuie să fii destul de rapid ca să o arunci repede înapoi. Și nu explodează la tine. A ajuns grenada la tine? Da, dar o arunci repede înapoi și nu explodează la tine. Și astfel nu păcătuiești. Deci doar pentru că ți-a venit un gând în minte. De exemplu, dacă stai acum aici în adunare și îți vine cel mai murdar gând în minte și spui, dar eu nu-l vreau. Nu-l vreau. Atunci nu păcătuiești. Nu-l vreau, nu e gândul meu. Și astfel l-ai respins în mintea ta, imediat. L-ai aruncat. i a aruncat grenada imediat înapoi. Fără concepție sau zămislire, nu este păcat. Pentru că mulți oameni se simt condamnați și spun, frate, Zac, mi-a venit un gând așa teribil în mintea mea. Și de ce nu l-ai respins imediat? N-ar fi fost niciun păcat. Dacă nu îi te supui, nu este zămislire. Oricât de mult ar fi o fată atrasă de un tânăr frumos, care tot o cheamă într-una și într-una și ea continuă să spună nu. Atunci nu are loc nicio zămislire și nu va avea niciun copil. Dar dacă întreb pe fată, te simți atrasă de el. Da, wow, este deștept, atractiv. Mă simt atrasă de el, dar cu toate acestea, nu se ajunge la niciun copil. Deci, faptul că ești atras de un păcat, nu înseamnă că ai păcătuit. Este o atracție. Dacă nu ar fi atracție, nu ar mai fi ispita. Știați asta? Dacă pomul cunoștinței binelui și răului, ar fi fost un pom murdar, urât mirositor, plin de spini și mirosind ca o toaletă murdară. Și dacă domnul i-ar fi spus lui Adam, să nu te apropii de el, el ar fi spus, mulțumesc, dar nici n-am de gând să mă apropii de el. De ce l-a făcut domnul așa de atractiv? A fost probabil cel mai frumos pom din grădină. Pentru a-l întreba pe om, ești mai atras de mine mai mult decât de acest lucru creat? A fost atras? Da. Eva a fost atrasă, dar nu a păcătuit. Când a luat din pom, atunci a păcătuit. Țineți minte, când sunteți atrași de ceva, nu ați păcătuit. De exemplu, dacă Dumnezeu ar fi făcut toate femeile din lume bătrâne, trase la față, cu părul alb, urâte, și ar fi spus, Domnul, să nu poftești vreo femeie, atunci Adam i-ar fi spus, nicio problemă, Doamne, că oricum toate sunt la fel. Dar Dumnezeu le-a făcut pe unele așa de atractive. Și spune, mă iubești pe mine, Creatorul, mai mult decât ceea ce am creat eu? Aceeași întrebare a fost valabilă și pentru Eva. Îl iubești pe Creator sau ce a creat El? Aproape la orice ispită este valabilă această întrebare. Spune nu. Doamne, eu te aleg pe tine. Aceasta trebuie să spui. Te simți atras? Bineînțeles. Doar nu o să spui, oh, e urâtă. Ar fi o minciună. Cum să spui că o femeie frumoasă e urâtă? E urâtă ca noaptea. Dacă e frumoasă, nu e rău să spui lucrul acesta. Dar nu admira, nu sta să te uiți la ea, pentru că vei fi ispitit. Deci dacă ești atras, nu înseamnă că păcătuiești. Dar nu accepta ispita în mintea ta. Este foarte important lucrul acesta. În ziua în care l-am înțeles, m-ai eliberat de condamnarea inutilă. Dar dacă te îndoiești și crezi că ai acceptat gândul respectiv, cerei lui Dumnezeu iertare. Dar nu trăi sub condamnarea că ești ispitit sau că te simți atras de ceva. Banii pot fi atractivi, așa precum pomul cunoștinței binelui și răului. Este unul din cele mai atractive lucruri de pe Pământ. Și faptul că ești atras de ei nu e nimic rău în asta, dar nu fă nimic rău ca să faci bani. Nu pune banii mai presus din împărăția lui Dumnezeu. Ține-i la locul potrivit, sub picioarele tale, așa cum este aurul pe străzile cerului. Cum spun adesea, dacă înveți să pui aurul sub picioarele tale, ești gata să mergi în cer. La fel în ceea ce privește banii. Ține-i sub picioarele tale. Deci, este o diferență între ispită și păcat. Văstrează-ți o conștiință curată.